Și mi-am plăcea să cred că ați fost, v-ați pătruns de importanța evenimentului prin aceea că dumneavoastră personal o să aveți grijă de sănătatea rinichilor voștri, prin aceea că faceți o analiză de urină banală, o dată la 6 luni, prin aceea că monitorizați valorile tensiunii arteriale și prin aceea că monitorizați urie creatinina măcar o dată pe an. Aici, dacă o să le efectuați, cu siguranță o să fiți acei care o să promovați și celorlalți din mediul dumneavoastră un mod sănătos de viață. Parcă v-ar părea, nu știu cum, banal când ne repetăm, dar prevenția, de fapt, este examenul la timp. Au unul test de urină și au unul test de sânge și monitorizarea valorilor tensiunii arteriale. Că ați văzut că patologia renală difuzie asimptomatic. Eu spun așa mai popular, cât este mai severă patologia renală, cu atât simptomii nu sunt. Cât este mai puțin severă, cum ar fi o enureză nocturnă sau alte, nu știu, afectări a rinichilor, care odată tratate ai și uitat de ele. Deci totul este inversat în organul ăsta rinichi. Cu cât mai sever, cu atât mai puțin batem alarma. Cu cât mai puțin severă, cu atât plângerile sunt destul de evidente, adică simptomele sunt destul de evidente. În primul rând, dumneavoastră, păstrați sănătatea rinichilor.